Bun. Haideți să începem. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră în cadrul acestui webinar. Am pus acest webinar la sfârșitul seriei de webinarii pe tema comunicațiilor industriale, tocmai în ideea de a vă putea informa în mod gradual despre acest subiect. Avem astăzi un subiect foarte ofertant și foarte dezbătut. Da? Numele meu este Traian Stamate, aveți datele mele de contact și reprezint departamentul didactic din cadrul firmei FIRST. Ma, din propria mea experiență, am constatat că, deși nu cred că am văzut o firmă care să nu abordeze această tematică de Internet of Things sau Industrial Internet of Things sau Industrial 4.0, aproape cam de fiecare dată se omite explicarea noțiunilor de bază. De multe ori se face o confuzie între termeni, iar în final se ajunge ca după anumite prezentări, din păcate, să pleci mai încet decât ai venit. Acum, eu nu am decât să sper că după această prezentare să nu plecați mai neclarificați decât sunteți acum. Așa că vă rog, nu ezitați să puneți întrebări de fiecare dată. O să vă încurajez să faceți lucrul acesta. Da? Ok, să mergem mai departe cu o precizare. Subiectul ați văzut că este IoT noțiuni introductiv. Acum, termenul de IoT definește internetul lucrurilor, adică abrevierea vine de la Internet of Things. Da? Dat fiind faptul că FESTO este o companie care activează în mediul industrial, tematica abordată o să fie de Industrial Internet of Things, adică IIoT. Da? Fac această precizare deoarece între IoT și IIoT sunt câteva diferențe majore și aceste diferențe nu sunt numai din mediul de lucru, ci și în protocoalele de comunicație întâlniri la un anumit nivel. Bun, haideți să încercăm acum. Vreau să vă lansez un poll astfel încât să vedem dacă am care sunt așteptările voastre referitor la acest webinar. Puteți să votați unul sau mai multe subiecte, astfel încât să vedem dacă pot să sau vom răspunde practic întrebărilor sau așteptărilor voastre. Da, văd că lumea începe să voteze, asta e bine. Nu ezitați, vă rog, chiar un puțin mai încolo să vă ajut să vă zgândesc să puneți niște întrebări. Ok, mai așteptăm un pic. Haideți să închidem totuși polul și să vedeți rezultatele. Da, după cum vedem, noțiunile tehnice au o pondere cea mai mare, foarte aproape sunt exemple de bune practici și urmate de explicarea termenilor și beneficii. Da. Eu zic că în mare parte o să răspundem acestor solicitări ale voastre. Așa că haideți să intrăm în tematică. O să am o abordare un pic diferită în cadrul acestui webinar. O să încerc niște lucruri noi. După partea introductivă, am să vă deschid microfoanele la toată lumea
Dar vă rog pe voi să fiți atenți și să le porniți atunci când, când doriți să interveniți, astfel încât să nu perturbăm cu alte zgomote webinar. Da? Am să utilizez totodată un whiteboard electronic, similar în funcție cu un whiteboard clasic, astfel încât am să scriu pe, pe el, să putem fi mai, mai interactivi în, în, această, în acest webinar. Tematica webinarului este modelul celor 5 niveluri. O să vedem de ce este important și cum ajută acest model să înțeleg noțiunile de bază. Ce este Industrial Internet of Things și de ce contează. Industrial 4.0, Digital Transformation și Industrial Internet of Things, care sunt diferențele dintre aceste, acești termeni. Am văzut că una din dorințele voastre erau protocoale de Industrial Internet of Things. O să accentuez acest lucru, fiindcă din punct de vedere al protocoalelor sunt total diferite față de cele pe care le știți în, în zona industrială. Și de ce Industrial Internet of Things și folosirea principiilor Industrial 4.0 contează? Bun. Din start o să vreau să începem acum cu partea de whiteboard, astfel încât să vedem și să fie mai interactiv. Spuneam în abordarea primei tematici că vom merge pe sau vom pleca de la modelul celor 5 niveluri. Practic, ce înțelegem prin acest model al celor 5 niveluri, sau stiva de automatizare, sau piramida de, de automatizare. Practic, de ce piramida de automatizare? De ce această stivă de automatizare în contextul subiectului de, de astăzi? O să vedeți, abordez această tematică, sau plec de la această de automatizare, deoarece toate conceptele de Industrial Internet of Things, Digital Transformation, Industrial 4.0 și chiar Digital Factory sunt legate sau se raportează la această stivă de, de automatizare. Da? Haideți să începem să, să vă reprezint o, o stivă din aceasta de, de automatizare. Sau o piramidă, bun. Suntem în plan și atunci piramida mea devine triunghi. În această piramidă de, de automatizare sau stivă de automatizare, în partea superioară am să trec zona de cloud. În zona de bază am să merg pe partea de PLC plus HMI. Mă duc un nivel superior la partea de SCADA. Puțin mai sus mă duc un MES și un RP. În multe reprezentări grafice pe care o să le mai întâlniți, în zona de bază o să mai aveți reprezentat sau o să găsiți poate reprezentat partea de senzori, senzorii de câmp, partea de actuator, să zicem, electrice, elemente descentralizate, convertizoare de, de frecvență. De multe ori, în piramida asta de, de automatizare, zona asta de, de câmp cu senzori, traductori, reprezintă nivelul 0. Am abordat această reprezentare grafică, deoarece este mai aproape de o reprezentare simplificată a, a unei companii. Haideți să vedem, practic, ce reprezintă fiecare nivel. Da? Nivelul de PLC și Human Machine Interface, aici avem automatizarea și controlul direct a liniilor de, de producție. Da? Deci ne adresăm părții de linie producție. Am zis că ce se întâmplă aici? Avem automatizare. Și control direct, da?
este control direct a liniilor de producție. Urcăm un nivel. Un alt nivel, nivelul superior, este SCADA. Abrevierea vine de la Supervised Control and Data Acquisition, exact din denumire. Aici avem partea de control, de supraveghere și de achiziția datelor, unde sunt colectate datele și se fac analiză în timp real. Cum ar fi evaluarea actuală a proceselor de producție, de supraveghere, astfel încât acest nivel SCADA de obicei este utilizat de șefii de schimb sau managerii de producție. Da? Bun, spuneam că dacă la nivelul de PLC ne raportăm la linia de producție, aici o să ne raportăm la zona de fabrică, da? Spuneam că în zona de SCADA o să am colectare de date. Am partea de supraveghere și analiză de date în timp real. Da? Urcăm încă un nivel, ajungem la nivelul de MES, prescurtarea vine de la Manufacturing Execution System, este nivelul în care fac comenzile de lucru pentru linie de producție. Da? Am manipularea materiei prime aferentă fiecărui proces de lucru, dar am și partea de calcul eficiență, astfel încât la acest nivel o să ne raportăm la un business unit, adică zona de operational sau zona de producție. Spuneam că aici facem un work order pentru liniile de producție, avem materia primă aferentă work order-ului, dar și eficiența, da? Urcăm un nivel, la nivelul de Enterprise Resource Planning, de aici vine prescurtarea de ERP, este nivelul companiei sau Business Unit Enterprise. Yes? Sau altfel spus, aici avem toate departamentele companiei. Avem partea de vânzări, avem partea de HR, avem partea de procesare comenzi, suport client. Practic, în nivelul de ERP, primiți-o cu o comandă de vânzare, apoi o despachetați în comenzi de fabricație pentru a produce bunurile și, practic, în acest nivel aveți totodată și calcularea marginii de profit. Hai să mergem la nivelul superior, nivelul de cloud. Aici, practic, avem lucrurile cool, dacă vreți, analiza de date, avem machine learning, big data. Aici se face, dacă vorbim de un grup de firme, atunci partea de cloud poate să reprezinte holding. Da? Sau în această zonă de cloud se face share-uirea informațiilor între parteneri. Bun, hai să mergem un pic mai în detaliu și să vedem cam ce se întâmplă la fiecare nivel. La nivelul de PLC sunt implicați OEM-urile, da? Asta este zona tipică unde operează OEM-urile. Sunt OEM-uri care, pentru a-și extinde zona de afaceri, abordează și nivelul de SCADA și MES, dar cu soluții specifice la liniile produse de ei în nivelul de PLC și HMI. Da? De regulă, așa cum spuneam, asta este zona specifică OEM-urilor. La nivelul de SCADA, aici avem integratori. Avem integrator de SCADA, dar în unele cazuri mai avem și resurse proprii. Ok. Bun. La nivelul de MES, aici întotdeauna operează integratori. Practic, nu am văzut o companie care să-și dezvolte propriul sistem de MES. Asta nu înseamnă că există, dar în mare parte avem integrator de Manufacturing Execution System. Da? La nivelul ERP, la nivelul de Enterprise Resource Planning, aici avem exclusivitate partea de IT, deci sunt departamentele de IT, și partea financiară sau contabilă. Da? Spuneam că aici, în zona de Enterprise Resource Planning, avem acești
KPI de performanță a companiei. Aici vedem calculul eficienței, avem partea de marginile de profit. De aici, teoretic, avem acei indicatori privind sănătatea unei companii. Bun, la nivelul de cloud, am pus un semn întrebări, deoarece această zonă încă se află la partea de început. Acum este operată de firme de consultanță care fac analiză a datelor din cloud, dar și partea de integrator de cloud. La nivelul ăsta de vârf, acum al stivei de automatizări sau a piramidei de automatizări, sunt două domenii cu creștere semnificativă. Avem domeniul de cloud, da? Și domeniul de Industrial Internet of Things. Partea de cloud, spuneam că se ocupă de analiza de date, machine learning. Partea de Industrial Internet of Things, scopul este de integrarea tuturor nivelurilor piramidei. Adică dacă vreți, vreau să integrez nivelul de PLC, nivelul de SCADA, nivelul de MES și nivelul de ERP. În terminologia Industrial 4.0, de regulă cunoașteți această integrare ca o integrare verticală. Bun. În momentul actual, în arhitectura zilor noastre, aceste niveluri ale piramidei sunt conectate manual, de persoane, de ingineri, și există doar conectare între niveluri adiacente. Acum, o mulțime de ingineri iau datele, de exemplu, din nivelul SCADA și le duc în nivelul MES, din MES în ERP și așa mai departe. Hai să trec la o altă reprezentare, ca să nu încărcăm foarte mult figura. Tot cu această, revin la penul care l-aveam, tot cu această reprezentare grafică a stivei de automatizări, vreau să abordez problema ce este Industrial Internet of Things și, practic, de ce contează acest domeniu. Da? Pornim iarăși cu partea de cloud. Avem zona de PLC și Human Machine Interface, zona de SCADA, zona de Manufacturing Execution System și Enterprise Resource Planning. Bun. Odată ce am înțeles piramida de automatizări, haideți să vedem ce este Industrial Internet of Things și cum pot utiliza Industrial Internet of Things pentru afacerea mea, pentru a deveni mult mai eficient. Cu alte cuvinte, de a face mai mult cu mai puțin. În integrarea tradițională de azi, aș putea avea în zona de producție, în zona de în zona liniilor de producție, putea avea sute de PLC-uri sau chiar mii de PLC-uri. În momentul de față am nevoie de ingineri foarte specializați care să-mi conecteze PLC-urile din această zonă de producție la sistemul meu SCADA. Și de aici mai departe la sistemul MES și la sistemul ERP. Da? Deci spuneam că am nevoie de oameni care să-mi conecteze PLC-urile la nivelul de SCADA, după care SCADA să mă duc la nivelul de MES și MES la nivel de Enterprise Resource Planning. În modul tradițional, modul prin care fac acest lucru de a conecta PLC-urile la sistemul SCADA este, spre exemplu, printr-un server OPC UA. Da? Hai să facem aici ca să fie mai ușor și să rămână desenat. Avem un server OPC. Da? Deci avem nevoie de o conexiune OPC UA care vorbește între ghilimele cu PLC-urile din zona de producție. Da? Apoi ziceam că SCADA se conectează la MES. MES-ul nu se conectează direct la PLC-urile din zona de producție.
MIS-ul și-a datele din zona de producție prin intermediul nivelului de stat. Deci ca să aveți un MIS funcțional, ar trebui să aveți CAD. Ceea ce fac majoritatea fabricilor acum este ca un sistem MIS, clar au un sistem SCADA și PLC-urile și HMI, dar aceste PLC-uri și HMI sau liniile de producție nu sunt conectate direct în MIS. Și ce fac? Practic, o persoană face acest schimb de date. O persoană sau mai multe care trec de la operațiune de fabricație la alta. Da, spuneam că ce se întâmplă în urma unui raport de schimb, se ia acest raport de schimb și cineva introduce datele din raportul de schimb în sistemul MIS. O să trec în zona asta, că acest lucru se face manual, da? Adică am nevoie de oameni, ingineri specializați, care să-mi introducă datele din sistemul meu de producție, din uitându-se pe SCADA, în zona de MIS. IoT, până acum, care ar fi ideea acestui concept de Industrial Internet of Things? IoT este ideea de a scăpa de toate aceste prelucrări de date cu ajutorul oamenilor pentru a evita eroarea umană și a implica și implicit a costurilor. Da? Bun. Apoi, vreau să conectez nivelul de MIS la Enterprise Resource Plan. Da? Uneori, MIS-ul poate fi integrat cu ERP-ul dacă se utilizează ceva de genul SAP-ului. Problema cu MIS-ul, așa cum am menționat înainte, este că face o serie de lucruri, nu numai comanda de lucru pe liniile de producție, ci în manipularea materiei prime aferente fiecărui proces de lucru. Dar sistemul ăsta de MIS calculează și eficiența. Și pentru a face acest lucru, eu ar trebui să vorbesc cu PLC-urile din zona de producție. Deci dacă în zona de producție aveam niște PLC-uri, sistemul MIS, ca să calculeze eficiența, trebuie să vorbească cu aceste PLC-uri. Sau dacă vreți, cu aceste linii de producție. Am spus PLC-ul, deoarece ar fi creierul liniei mele de producție. O să șterg liniile făcute doar ca să ajute mai încolo să nu cad foarte mult figura. Ca să înțelegeți mai simplu aceste niveluri, să zicem că dumneavoastră vreți să comandați un cilindru, da? De la FEST. Această comandă vine în nivelul de sus de Enterprise Resource Planning. Comanda cilindrului în acest nivel se va împărți în subcomenzi, adică pentru cilindrul respectiv eu am nevoie de tija cilindrului, am nevoie de pistonul cilindrului, de cămașa cilindrului și acesta, comanda se împarte, se despachetează în comenzi de producție, unde ajunge la nivelul de MIS. Astfel încât la nivelul de MIS dau alte comenzi de producție, dar pe linie. De exemplu, am o mașină de frezat care trebuie să frezeze tija cilindrului și să facă niște caneluri pe această tijă, să o deviteze la lungimea cerută de client. Deci în MIS fac comandă specifică pentru mașină. Bun. Haideți să revenim la reprezentare. Spuneam că MIS-ul face și eficiența, calculează și eficiența liniilor de producție. De regulă numim acest lucru, cine lucrează în zona de producție cunoaște, este OE, Overall Effectiveness Equipment. Bun, în arhitectura tradițională, sistemul MIS nu este în mod normal conectat la SCADA. Vreau să spun că în mai puțin de 5% din aplicațiile din lumea reală, acestea nu sunt conectate. Deci acest lucru se face cu hârtie. Bun, nu cu hârtia propriu-zisă, manual. Deci, practic, sistemul MIS se conectează la sistemul ERP și sistemul ERP este modul în care primiți comanda de vânzare și apoi trimiteți această comandă de vânzare în comenzi de fabricație pentru a produce bunuri. Acum, deci, de obicei, între
Enterprise Resource Planning și MES există o oarecare conexiune. Între ERP și între Enterprise Resource Planning și Cloud, în momentul de față nu avem nicio conexiune. Sau este extrem de rară această conexiune, dar motivul pentru care nu avem această conexiune este că nu se face cu mecanisme tradiționale. Deci, care este direcția, care este conceptul de Industrial Internet of Things? Și de ce mulți oameni nu au această piramidă, această stivă de automatizare conectată? Adică nu am nivelul de PLC conectat cu SCADA, SCADA cu MES-ul și cu ERP. Răspunsul, poate cred că îl intuiți, da? Sunt banii. Acum, dacă vorbim de o arhitectură de rețea, partea de Cloud și Enterprise Resource Planning, zona de aici, reprezintă IT, da? Tehnologia informației. Partea de MES și SCADA reprezintă Industrial IT, da? Iar zona de PLC și HMI reprezintă OT, este tehnologia operational. Spuneam că MES-ul își trage datele din sistemul de producție prin SCADA. Deci avem o persoană care monitorizează sistemul SCADA, monitorizează, să zicem, un schimb de lucru și la finalul schimbului de lucru avem un raport de schimb. Care acest raport trebuie introdus manual de către o persoană, de regulă de obicei șeful de schimb face acest lucru, în sistemul MES. Și tot o altă persoană va introduce, va lua datele de sistemul MES și le va introduce în ERP. De fiecare dată acum, când adăugați un PLC aici sau o nouă linie de producție, se întâmplă următorul aspect. Aveți nevoie de o persoană, de un inginer, care să conecteze PLC-ul sau să conecteze linia de producție la Human Machine Interface. Da? Trebuie, hai să zicem că aveți și un senzor aici, că poate e mai explicit în exemplu cu un senzor. Deci aveți nevoie de o persoană care să conecteze senzorul la zona de PLC. Aveți nevoie de o altă persoană care să introducă un tag în limbajul, în programul PLC-ului. O altă persoană care introduce un alt tag de vizualizare în Human Machine Interface. O altă persoană care introduce iar un tag în MES și tot așa o altă persoană diferită care îmi introduce un tag în Enterprise Resource Planning. Toate astea spuneam că costă bani. Să proiectezi astfel de lucruri. Spuneam că trebuie să plătești ingineri, ori trebuie să angajezi oameni, ori trebuie integratori și de fiecare dată când adaugi o mașină sau o linie, trebuie să plătiți pentru ingineri de la fiecare nivel, da? De la nivelul de PLC, SCADA, MES și ERP. Deci o modernizare în zona de producție nu implică costuri numai pentru realizarea liniei de producție, realizarea modernizării. Implică costuri și pentru introducerea acestei linii de producție în nivelul de SCADA, în nivelul de MES și nivelul de ERP. Dacă am introdus un senzor nou, este normal ca valorile senzorului să le pot vizualiza. Da? Am un senzor de temperatură, cu zona de SCADA trebuie să vizualizez aceste valori de temperatură. Trebuie să integrez acest senzor de temperatură în MES, de ce? Fiindcă poate trebuie reglat, poate trebuie să-i fac o ajustare, poate trebuie să-i fac să deschid o comandă pentru înlocuire atunci când se defectează. Trebuie să-l introduc în ERP, fiindcă pentru acest senzor trebuie să introduc un furnizor, trebuie să am niște costuri și aceste costuri de obicei le găsesc în modul de ERP. Da? Ca să înțelegeți de ce am nevoie de oameni pentru a introduce la fiecare nivel atunci când am un PLC nou. Deci IoT-ul este ca ideea ca toate acestea, nu doar PLC-urile din zona de producție. Practic
tot echipamentul nostru, că vorbim de router, de senzor sau termostatul din interiorul fabricii, de sistemul de telefonie sau camerele de supraveghere, practic tot ceea ce este Internet of Things, dar în zona industrială, trebuie conectat. Bun. Ce fac toate aceste lucruri din zona industrială? Toate aceste lucruri publică date la un spațiu de nume, la o singură locație. Dacă vreți, în zona unui, la un server. O să desenez acest cerc și o să-i scriu pe el spațiu de nume, da? Bun. Acest spațiu de nume conține toate informațiile venite din zona de producție. În cazul meu, toate informațiile venite de la PLC. Da? Voi duce aceste PLC-uri în zona acestui spațiu de nume. Astfel încât pentru toate PLC-urile din zona de producție voi avea în spațiu de nume un ID. Pentru tot. Și pentru senzori. Bun, senzorii a căror informații mă ajută la un moment dat să fac eficientizarea. Dacă am, să zic, pe un cilindru, doi senzori care să depisteze pozițiile, poate nu o să am un ID pentru senzorii respectivi. Dar dacă am un senzor de presiune, a cărei informație este utilă în a eficientiza niște costuri, atunci clar o să am și un ID pentru el. Da? Bun. De ce contează Industrial Internet of Things? Pentru că acum toate sistemele mele, că vorbesc de sistemul SCADA, că vorbesc de sistemul de MES, că vorbesc de sistemul de ERP și chiar sistemul de cloud, se abonează la acest spațiu de nume. Practic, eu ce fac? Conectez dispozitive la infrastructură. Dar o să vedeți puțin mai încolo că cel mai important lucru este să conectați dispozitivele la oameni, la persoane. Asta este Industrial Internet of Things. Totul, practic, este conectat. Acum, există o mulțime de cuvinte în spatele numelui de Industrial Internet of Things. Dar ceea ce este cu adevărat important este conectarea tuturor dispozitivelor într-un ecosistem și, practic, toți consumatorii dumneavoastră obțin date de la acest spațiu de nume. Puțin mai încolo o să vă fac o analogie cu că se vorbește în ziua de astăzi despre digitizarea serviciilor publice și o să fac un pic această analogie că poate o să o transferați la conceptul de Industrial Internet of Things. Deci spuneam, în realitate aveți două mecanisme pentru acest schimb de date. Modul client-server, dacă vreți specific protocolului OPC UA și un model publicare abonat sau publisher subscribe, specific protocolul MQTT și AMQP. Nu vă speriați, o să vi le explic puțin mai încolo. Modelul explicat aici este de publisher subscribe, în care PLC-urile, senzorii, actuatorii își publică datele lor, cum am arătat, își publică datele lor la un spațiu de nume. De regulă, o să vedem în cazul comunicației publisher-subscriber, acest server poartă numele de broker. Și sistemele mele MES, SCADA și ERP sau cloud subscriu la aceste date publicate. Orice dispozitiv poate fi și publisher și subscriber. Deci poate să publice, dar poate să fie și abonat la date. Am ales acest model deoarece este mai ușor de înțeles, mai vizual mecanismul de schimb de date. Aici apare partea, să zicem, nestandardizată a Industrial Internet of Things, în care, în funcție de integratorul ales, de experiența acestuia cu unul dintre cele două mecanisme, da, client-server și publicare abonat, se optează pentru una din aceste două soluții. Dacă vorbim de integrator din Statele Unite, cu siguranță soluția OPC UA nu este luată în calcul. Dacă vorbim de integratori europeni, aici soluția OPC UA mai are câștig de cauză. Acum, în stilul vechi, în arhitectura moștenită, aveați un spațiu de nume aici,
Aveați un spațiu de nume aici, aveați un spațiu de nume aici. Da? Și trebuia să aveți oameni și ingineri la toate aceste soluții și la toate aceste conexiuni. Da? Vă mai amintiți cu senzorul și cu conectarea lui în fiecare nivel. De fiecare dată când adăugați un nod sau un TLC sau o linie în zona de producție, trebuie să cheltuiți bani la acest strat, la acest strat, la acest strat. Dar nu veți cheltui bani la stratul de aici. Vreți să știți de ce? Pentru că deja plătiți OEM-ul pentru a construi mașina sau linia de producție. Acum, folosind dispozitive de Industrial Internet of Things acceptate, producătorul este cel care face aceste cheltuieli, astfel încât dispozitivul meu dezvoltat de OEM este gândit să apară în locul în care am nevoie de el, așa că nu am decât să conectez acest dispozitiv la un spațiu de nume, asta dacă suportă niște protocoale de Industrial Internet of Things Open. Ca acest spațiu de nume, în unele cazuri, poartă numele de MindSphere, vorbim de soluția de la Siemens, sau FestoCloud, nu are importanță. Acum, odată ce OEM-ul a construit mașina sau linia de producție, a pus-o în funcțiune și a fost conectată de noi sau de el către acest spațiu de nume, toate sistemele mele, SCADA, MES, ERP și chiar Cloud, se abonează la aceste date. În felul acesta am scăpat de toate cheltuielile din zona de SCADA, MES și ERP. Asta pentru că motivul pentru care, să zicem, companiile nu inovează, este că au un șoc de fiecare dată când au o idee grozavă de modernizare în zona de producție. Și vin economiștii sau alte persoane din companie și spun că aceste soluții noi necesită investiții mari în zona de SCADA, în zona de MES și în zona de ERP. Din acest motiv, ar trebui să știți că Industrial Internet of Things nu este robotizare. Industrial Internet of Things nu este notificare prin e-mail sau mobil. Nu este zero oameni. Da? Nu asta reprezintă Industrial Internet of Things. O mare problemă pe care o avem este că integratorii de regulă nu sunt buni la toate nivelurile stive de automatizări, piramide de automatizări. Ai integratori care se specializează în zona de lucru cu MES, aveți integratori care se specializează în zona de ERP și marea majoritate a acestora se duc către zona de PLC și HMI. Practic, aducerea companiei de la zona de piramide de automatizare, la zona aceasta cu spații de nume, deci trecerea companiei din partea asta în partea, din partea stângă în partea dreaptă, reprezintă transformarea digitală a companiei. Deci, care este transformarea digitală? Transformarea digitală ia aceste persoane din stânga piramidei și le duc în spațiu de nume, astfel încât în momentul de față o să aveți niște rapoarte digitale, o să aveți niște rapoarte unificate și o posibilitate de urmărire a acestor rapoarte în timp real. Spuneam că majoritatea cred că transformarea digitală, Industrial Internet of Things, înseamnă fără oameni. Dar nu este adevărat. În companiile care nu se inovează, oamenii petrec cel mai mult timp în acțiunile de la MES, ERP și SCADA. Iar în partea de Industrial Internet of Things, trebuie să-și petreacă timpul în analiza datelor digitale și să facă acțiunile lor operaționale să meargă mai eficient. De asta spuneam mai devreme că trebuie să conectați dispozitivele la oameni. Deci ideea mea este de a aduce personalul din zona de procesarea datelor, de mânuirea datelor din ERP, de la nivelul de ERP, MES și SCADA, în zona spațiului de nume și să utilizeze partea de soft să devină mai eficienți. Bun.
Haideți să... Și am încărcat destul de mult această reprezentare grafică. Și vreau să pun pe whiteboard termenii Industrial Internet of Things, partea de transformare digitală, și partea de industrie 4.0. Foarte frecvent apare întrebarea care este diferența dintre acești termeni. Industria 4.0 este mișcare, este timpul, este momentul în care suntem acum în timp. Da? A treia revoluție industrială a fost automatizarea, a creat date. Iar a patra revoluție industrială este despre traducerea datelor în informații. Eu nu pot să iau o decizie pe baza datelor. Eu pot să iau o decizie pe baza informațiilor obținute din date. Transformarea digitală și Industrial Internet of Things sunt mecanisme folosite pentru a transforma aceste date în informații, da? Pentru a lua decizii. Transformarea digitală este digitalizarea afacerii dumneavoastră, de la hârtie și de la inclusiv manipularea informației electronice prin mișcări fizice, mă refer aici prin manipularea informației electronice prin benzi magnetice, dischete, discuri optice, unități flash, USB sau hard discuri externe. Da? Revenim la transformarea digitală, practic ce înseamnă acest lucru? Toate lucrurile din fabrica dumneavoastră, să zicem, în care imprimați rapoartele din ziua precedentă. Acele activități prin care angajații cu clipboard-uri, cu acele mape, cu foi tabelare, colectează date din teren la, să zicem, 15 minute. Toate aceste lucruri devin digitale și unificate în timp real. Asta este transformarea digitală. Spuneam de acea analogie cu conceptul de transformare digitală sau digitalizarea a serviciilor publice. Practic, în momentul de față, fiecare serviciu public, îl facem o analogie cu acel spațiu de nume, deci Ministerul de Finanțe este un spațiu de nume, ANAF un spațiu de nume, Ministerul Educației un spațiu de nume, fiecare acest spațiu de nume are o bază de date, are un server. Ideea n-ar fi să fac interconectare de servere, ideea este să am un spațiu de nume unic în care fiecare serviciu public să publice datele lor în acest spațiu de nume unic, astfel încât atunci când am nevoie, serviciul public, să zic ANAF-ul, nu numai că publică date într-un spațiu de nume unificat, dar și colectează datele. Da? De regulă, în momentul de față, se merge prin niște servere, niște spații de nume interconectate. Lucrul ăsta, deși teoretic, comunicarea dintre aceste servere este bidirecțională, această comunicare nu este bidirecțională. Trebuie să aștepți până serverul se updatează. Să zicem, ai luat o amendă de la poliție. Până cineva nu-ți procesează procesul verbal, până nu-l introduce procesul verbal în baza lor de date, teoretic nu ai în timp real acea amendă dată de polițist. Teoretic, baza de date a ANAF-ului nu s-a replicat instantaneu în funcție de anumite intrări. Bun, haideți să revenim. Concluzionând, Industrial 4.0 am spus că este mișcare, da? Transformarea digitală este procesul. Iar internetul industrial al lucrurilor este rezultatul. Bun. Vreau acum să vă deschid microfoanele, astfel încât vreau să vă implic un pic în această prezentare a mea. Vă rog pe voi încă o dată să manageriați voi microfoanele. Deci din partea mea
Le aveți deschise? Ok. Ca să înțelegem mai bine acest concept de Industrial Internet of Things, transformare digitală, Industrie 4.0, am să fac un mic exercițiu, astfel încât o să iau acum în întrebările mele era, zicem, pre-internet, da? O să punem zona de și post-internet, da? Vă rog, nu ezitați să interveniți. Hai să vedem acum, în zona de pre-internet, cum au comunicat facilitățile de, cum comunicau facilitățile de producție unele cu alta. Adică cum comunica departamentul de producție cu departamentul de mentenanță, cu logistica, cu TESA, cum se comunica? Aveți posibilitatea să răspundeți. Ședințe. Cum? Ședințe. Ok. Mă refer acum la comunicarea. Ok, hai să trecem ședințe. Eu zic că mai comunicau și prin acele mape de care prindeau hârtiile, clipboard-urile, le mai zic, da? În care aveai niște rapoarte printate și se transmitea de la șeful de schimb către fiecare mașină. Azi zicem un board, da? Se mai comunica prin telefon? Telefon. Ok. Mai aveam comunicare și acum se mai practică acele turnuri de lumini, da? În care am semafoare, da? Roșu, galben, verde, ca să văd că mașina mea, de exemplu, pentru cel din întreținere funcționează. Da, hai să zicem turnul de lumini. Bun. Într-o unitate de producție, cum schimbau mai mulți angajați informații despre procesul de producție? Adică începea un schimb, cum comunica șeful de schimb, ce avea de comunicat către oamenii din schimb. Da? Tot întâlniri. Da? Aveam niște întâlniri într-o sală de conferință. Da? În zilele de pre-internet, cum se știa de începerea unui comerț de lucru pe un echipament? Cum știam eu că mașina aia de frezare trebuie să pornească sau trebuie să fac ceva? Cum aflam lucrul ăsta? Notă de execuție, notă de comandă. Dar era practic ceva scriptic, hârtie. Da? Notă de comandă. Da? Mai existau cazuri, hai să zicem, mai avansați, în care aveau un whiteboard, da? O tabletă de asta, o tablă, în care scria acolo. Ok, avea un panou de planificare. În zile de pre-internet, cum porneați un utilaj de producție? Cum porneați o linie de producție? Haide, doar Mihai este cel care mă ajută. Cum porneam un utilaj de producție? Aveam un buton de start, da? Apăsam pe butonul de start și mașina pleca. Tot în acea perioadă. Cum știa persoana care distribuia materia primă la mașini de ce este nevoie în acea zi? Da? Am nevoie, nu știu, în cazul cilindrului, am tijă. De unde știa el că trebuie să-mi aducă tijă din inox sau să-mi aducă tijă din LC45 sau alt tip de material? De unde avea el informațiile astea? Cum îi se transmitea lui partea de zona asta? Deci, de la aprovizionare până nota de comandă. Sau de fișa de materiale. Ok, era o fișă de materiale. Asta era. Dacă șeful de schimb avea o urgență, îi comunica și telefonic. Și
și verbal, striga după el, bă, adu-mi alea la mașină. Deci o făcea și verbal. Ok, dăm puțin mai sus. Existau cazuri, am văzut doar pe un film așa, clopoțel. Era un clopoțel care suna ăsta mai mare și îl avertizare. Aici am clopot. Bun. Cum știau factorii de decizie, bossul cel mare, de cum merge lucrurile în zona de producție? Da? Venea la servici, cum știa el dacă în ziua precedentă lucrurile au mers? Avea un raport, da? Primea un raport pe raport de zi cu zi. Asta dacă întreba. Aveți idee în timpul ăsta de pre-internet care era cea mai puternică aplicație software care se utiliza în companii? Excel-ul. Era. Bun. Hai, atâta cu trecutul, hai să venim la zona de actuală. În ziua de astăzi, care este formula cea mai utilizată de comunicare între departamente, între producție, cu logistică, dacă vreți, cu personalul Tesla, cu HR-ul sau altceva? Cum comunic acum, în zilele acestea? Mail. Exact. Bravo. Sunt unii care mai comunică și prin SMS. Și prin WhatsApp. Da? Au grupuri interne și comunică prin WhatsApp. Dar de regulă mail-ul este cel care stabilește comunicarea. Da? Acum, cum comunică în ziua de astăzi anumiți indicatori de producție? Cum se comunică acești anumiți indicatori de producție? Vorbeam mai devreme de OI, care avem disponibilitatea mașinii, calitate și așa mai departe, sau numărul de accidente. Practic, cum se comunică aceste lucruri în ziua de astăzi oamenilor în fabrică? Cu niște monitoare. Panouri vizuale. Exact. Da, hai zicem, televizoare. Display-uri de informare. Bun. Acum, cum se comunică problemele de la mașină, de la operator la operator? Da? De la schimbul 1 la schimbul 2. Acum se comunică tot pe e-mail, poate fi. E și verbal. Da? Nu o să-l doară gura să vorbească când vine schimbul următor, bă, uite, am avut problemele astea. Dar se poate face și digital. De obicei în MES. Sau CMMS. Este un soft pentru deschiderea lucrărilor de intervenție la mașini. Acum, cum se gestionează planificarea în zile de post-internet? Planificarea producției, aici mă refer. Da? Aproape totul este digital. Se face de obicei în timp real. În unele cazuri. Și de regulă este predictiv. Cum porniți acum mașina? Desigur, n-am scăpat de acel buton de pornire, dar majoritatea au posibilitatea în zilele actuale să pornească dintr-un MES, să pornească din SCADA, da? Să pornească automat, sau dintr-o cameră de control. Dacă vorbim de sisteme SCADA care au nevoie de o cameră de control pentru a vizualiza un proces mai larg, atunci pot să pornesc acest proces dintr-o cameră de control. Rapoartele de către conducere. Trebuie să mai fac un raport în fiecare zi, șeful de schimb trebuie să facă un raport care să se ducă cu el la manager, la directorul sau, hai să zicem, managerul de operational. Trebuie să facă un raport în fiecare zi și să se ducă cu el la directorul general și să-i spună cum a mers. Nu, de obicei acest lucru se face în real time. De obicei se primește un raport
din Enterprise Resource Planning. Da? Spuneam tot așa de OII, overall effectiveness equipment generează astfel de rapoarte. Practic, acest indicator overall effectiveness equipment ne spune cum performăm acum în această tură, cu acest schimb, cu această comandă de lucru. Acum, trebuie să știți că un alt lucru despre raportul ăsta în timp real este că poate actualiza automat programul de planificare a producției. Putem preciza când veți termina această comandă și în funcție de modul în care funcționează mașina, puteți să știți clar dacă vă încadrați în promisiunile de livrare sau nu. Acum, între aceste două coloane, trecerea din zona de pre-internet în zona de post-internet, reprezintă transformarea digitală. Acum, prin această transformare, prin faptul că am trecut din stânga în dreapta, nu înseamnă că compania este conectată. De ce? Răspunsul este destul de simplu. Cu o companie conectată, cu o stivă de automatizări sau piramidă de automatizări conectată cu toate nivelurile, trebuie să aveți o cheie specială, o bucată specială de software. Trebuie să aveți ceva special pentru ca informațiile să ajungă la dumneavoastră. Ideea transformării digitale și a industriei 4.0 este că pot accesa informațiile de care am nevoie doar dacă cineva îmi împărtășește locul din acel spațiu de nume, din acel server, cu informațiile de care am nevoie. Acum, să spunem că această linie de aici, de sus, da, este progresul nostru personal în transformarea digitală a industriei. Da? Asta este bara noastră de progres. Cea de sus. Cât de departe au progresat majoritatea oamenilor în transformarea digitală? Da? Practic, știți pe cineva care să nu folosească internetul, care să nu aibă un telefon mobil, care să nu aibă un calculator acasă, care chiar să nu aibă un dispozitiv inteligent acasă, gen Smart TV? Cam care credeți că este procentul? Statistic este evaluat, nu e nicio problemă acum. Unde credeți că suntem? Ăsta este procentul. Da? 90%. Care credeți că este procentul pentru industrie? Câte fabrici au făcut această mișcare? Da? Hai în zona de jos să trecem progresul în zona de transformare digitală a fabricii. Cât credeți că este? 30%. Statisticile spun că e 10%. Și asta este o evaluare generoasă. Da? Întrebarea este de ce industria nu a trecut de la zile de pre-internet la zile de post-internet? Care este motivul? De ce credeți că n-a făcut lor? Și acum, de ce n-au trecut companiile la Industrial 4.0? Nu întotdeauna este bani. Răspunsul este că nu știu cum să o facă. Trebuie să găsească experți care să-i ajute să o facă. Motivul pentru care această transformare este lentă este că cei mai mulți integratori se specializează doar într-un nivel al piramidei de automatizare. V-am amintit, am integrator pentru MES, am integrator pentru Enterprise Resource Planning, am integratori pentru SCADA. Deci atunci când companiile sunt gata să facă pasul spre această transformare digitală, ei merg la un integrator cu care au lucrat în trecut, dar integratorul respectiv nu este familiarizat cu toate nivelurile. Ei nu știu să integreze tot drumul până la vârful piramidei. Este nevoie de un integrator de sisteme digitale. Acum, toată lumea știe că această transformare trebuie să aibă loc. Producătorii o știu, OEM-urile o știu, utilizatorii finali știu și integratorii știu lucrul ăsta. Practic știm cu toții. Sunt foarte puțini, în schimb, cei care știu ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Asta este problema. Asta este motivul pentru care evoluția a fost atât de lentă. Nu este vorba de oameni. Acestea sunt motivați, doar că încă nu știu cum să o facă.
La fel cum am construit un ecosistem digital pentru fabrică, există de asemenea și un ecosistem organizațional pentru transformarea digitală. Multe studii arată, sau spun de exemplu, asta e o întrebare interesantă, care ar fi interesant să o pun acum și vă rog, nu ezita să răspundeți. Care credeți că este obstacolul cel mai mare pe care l-au integratorii, să zicem, de astfel de soluții digitale atunci când integrează o astfel de soluție către client? Care credeți că este cel mai mare obstacol? Dacă găsiți un integrator, întrebați-l care este cel mai mare obstacol. Și o să vedeți că cel mai mare obstacol al lor este decizia personalului din departamentele de IT, personalul de conducere al departamentului de IT. Practic, aceștia supervizează Enterprise Resource Planning. Acele date financiare, dacă vreți, accesul la acele date financiare ale companiei. Datorită unor îngrădiri în parte de metodologie de siguranță, nu vor, sunt cei care pun primele piedici în această transformare digitală. Eu personal am avut, bun, citind toate aspectele, toate aceste studii, am întâlnit două cazuri de genul acesta și efectiv nu mi-a venit să cred că persoanele cu care discutam, nu o să dau niciun nume, persoanele cu care discutam din cele două companii erau persoane de decizie din departamentele de IT a companiei și ele erau primele care puneau opreliști și nu era vorba că veneam ca integrator, opreliști într-un pas minor către această transformare digitală. E destul de, să zic eu, ciudat faptul că te așteptai ca zona de IT să fie mai deschisă. Tocmai din acest aspect al zonei de IT, o să revin un pic la prezentare. O să comut, fiindcă vreau să mergem la următorul subiect. Și îl avem la partea de protocoale de industrie Internet of Things. Acum, sper să nu vă pierd în această zonă. Este un pic mai tehnică, dar condensează informația despre protocoale utilizate în industrie Internet of Things. Da? Până acum, în webinarele noastre, ați văzut o serie de comunicații întâlnite în zona de industrială. Haideți să vedem acum de ce tipuri de protocoale vorbesc în industrial Internet of Things. Da? Conectarea dispozitivelor industriale la platformele de IT sau de industrial Internet of Things este o afacere devenită din ce în ce mai importantă și de unde provin o mulțime, din păcate, de abrevieri. Da? Există multe protocoale pentru a realiza acest lucru. Unele sunt închise, dacă vreți să discutăm despre protocoale închise, sunt cele de la Allen Bradley, de la Rockwell, și altele care sunt standarde deschise, gen MQTT, AMQP. Imediat o să vi le explic. Aceste protocoale vor coexista, fiecare cu punctele forte și punctele slabe. Și este treaba noastră să înțelegem unde și când vrem să le folosim. Nu avem noi timp acum, dar există, poate o să fie interesant să mai avem un webinar, care sunt cele 5 motive pentru care o astfel de transformare digitală, o astfel de industrial Internet of Things eșuează. Și definirea acestor protocoale este unul din motive. Acum, pentru a înțelege protocoalele de schimb de date, am grupat aceste protocoale în două categorii. Le aveți acolo puse client-server și publicare abonare sau publisher-subscriber. Da? Bun, protocoalele client-server. Practic necesită ca clientul să se conecteze la un server și să facă solicitări.
O să vedem că și aici, din punct de vedere al securității, sunt unele lucruri pe care IT-ul nu este de acord. Adică în protocoale de genul client-server, serverul trebuie să aibă tot timpul un port deschis, astfel încât să asculte cerința clientului. Iar, în general, IT-ul nu acceptă această deschidere a unui port, fiindcă constituie o poartă de vulnerabilitate a sistemului. Acum, în acest model de client-server, serverul deține datele și răspunde la solicitarea clientului. De exemplu, clientul poate citi o temperatură. Acest lucru necesită ca clientul să știe despre server în avans și să fie capabil să se conecteze. Protocoalele publicare-abonare sau publisher-subscribe necesită ca dispozitivele să se conecteze și să publice date la un subiect pe un broker intermediar. Un broker este un server care primește toate mesajele de la clienți și apoi trimite mesajele către clienții destinației corespunzători. Acum, informațiile din broker sunt organizate într-o ierarhie de subiecte, cum e calculatorul Explorer din Windows și aveți foldere pe structurate în funcție de cum le considerați fiecare, astfel încât să vă fie mai ușor să găsiți informații. Acum, consumatorii se pot conecta la broker și se pot abona la datele de la un anumit subiect. Da? Să zic că am un senzor de presiune, am un senzor de debit, am un senzor de accelerație și atunci consumatorii, care poate să fie sistemul SCADA, se abonează la subiectul, la datele publicate de senzorul respectiv. Un alt exemplu este, avem un dispozitiv care poate eșantiona temperatura în fiecare minut și poate publica o dată pe oră. Da? Acum, o aplicație abonată la fluxul de date, că o să fie SCADA, n-are importanță, primește la fiecare oră aceste date. Acest model de publicare abonat decuplează producătorul de date de consumatorul de date. O să vedem care sunt și avantajele și de ce se merge din ce în ce mai mult pe acest model de publicare-abonare. Acum, protocoalele client-server sunt mai bine utilizate atunci când înțelegeți infrastructura. Da? De exemplu, când știți că serverul din câmp are o adresă de IP 555555 și ascultă pe portul 1234. Clientul se poate conecta și să poate să facă solicitare. Protocoale publicare-abonare se potrivesc mai bine atunci când infrastructura dumneavoastră este necunoscută. De exemplu, dacă un dispozitiv de la distanță schimbă rețele sau are conectivitate intermitentă, este mai ușor pentru dispozitiv să apeleze acel broker sau să apeleze acasă atunci când este online și să publice datele sale. Brokerul mai are niște particularități, nu intrăm acum în detalii, dar are niște certificate de naștere, niște certificate de deces, astfel încât să știe tot timpul când dispozitivul a publicat sau când a pierdut conexiunea. Acum, în ceea ce privește argumentele pro și contra, protocoalele client-server sunt mai interoperabile și mai sigure, deoarece se bazează pe conexiune punct la punct. Acum, ce este interoperabilitatea? Este practic posibilitatea unui dispozitiv sau aplicație sau senzor de a comunica cu un alt dispozitiv, un alt device sau o altă aplicație, de obicei de la un alt producător sau gazdă. Acum, pe măsură ce tehnologia avansează, este important ca sistemele noastre să fie compatibile cu generațiile anterioare, pentru a evita ca componentele să fie învechite. Acum, protocoale de conectivitate Industrial Internet of Things trebuie să poată integra elemente care nu sunt de la același producător. Revenind la protocolul client-server și spuneam că sunt mai interoperabile, cu toate acestea au un defect. Sunt mai puțin scalabile, deoarece conexiunile punct la punct sunt mai greu de gestionat și mai mari consumatoare de resurse. Da? Bun, iar ce este scalabilitatea? Aici, ca să
fiind un pic mai catolic decât papa, este, am să încerc să vă dau și noțiunea asta, este capacitatea unui protocol de a continua să funcționeze pe măsură ce rețeaua crește în număr de dispozitive conectate. Atunci când alegeți un protocol de conectivitate de Industrial Internet of Things, este important să vă asigurați că sistemul dumneavoastră, că arhitectura aleasă, îmi permite să extind cu alte dispozitive. Practic, scalabilitatea asigură că odată cu adăugarea dispozitivelor, calitatea și sensibilitatea rețelei dumneavoastră va fi menținută la un nivel ridicat. Protocoalele astea, publicare-subscriere, sunt mai scalabile, deoarece decuplează producătorii și consumatorii și permit ca fiecare să fie adăugat și eliminat în mod independent. Acum, asta fiind spus, securitatea acestor protocoale este mai complexă, deoarece există mai multe componente implicate. Tot am vorbit de aceste protocoale, aceste metode de comunicare client-server și publisher-subscribe, dar întrebarea firească este, bun, ce funcții califică un protocol pentru a fi Industrial Internet of Things? Adică, din multitudinea de protocoale și sunt destul de multe, ce califică? În prezentarea anterioară, aveați în partea stângă, în câmpul de criterii, criteriile care mă ajută pe mine să aleg unul din anumite protocoale. Spuneam că asta este prima fază de implementare a unei a conceptului de Industrial Internet of Things, este de a alege arhitectura, de a stabili arhitectura. Arhitectura înseamnă de a stabili unul din protocoale. Vedeți sus, MQTT, MQP, HTTP cu partea de rest, OPC-UA sau alții. Și avem acolo o groază de criterii. Bun, am căutat să le sintetizez. Și, practic, să vă spun cam trei calități care califică un protocol ca fiind Industrial Internet of Things. Acum, un răspuns rapid care ar veni ar fi ceva de Ethernet IP. Da? Deoarece acesta este un protocol industrial, pot lua un echipament și îl pot conecta în rețeaua mea cu alte echipamente. Doar prin plasarea unei adrese de IP pot conecta acest dispozitiv oriunde în rețeaua mea. Din păcate nu este atât de simplu. Spuneam, acele trei calități care califică un protocol să fie IoT sunt: protocolul trebuie să fie open, da? Adică să se joace la fel cu toți participanții. Aș da un exemplu. OPC-UA declarativ este un protocol open, dar este, din punct de vedere a IT-ului și din punct de vedere al înțelesul cuvântului, nu este deloc un protocol open. Adică, dacă eu sunt producător de controller și PLC și vreau să am standardele OPC-UA pe automatul meu, eu trebuie să fiu membru al OPC Foundation. Trebuie să plătesc pentru a deveni a fi membru, ca să primesc standardele și ca organizația să discute cu mine. Deci dacă vreau să mă joc, atunci trebuie să plătesc. Ceea ce este opus arhitecturii open. Este, hai să zicem, un semi-open. Dacă eu plătesc ca să fiu membru al fundației OPC, atunci, da, fundația va fi echidistantă și nu va marginaliza cele mele. La marginea opusă, protocoalele venite de la Rockwell sunt închise, sunt încapsulate. Deci, practic, este un coșmar să integrezi astfel de automate în zona de Industrial Internet of Things. A doua calitate, report by exception. N-am găsit o traducere adecvată, așa că, nu știu, poate împreună o să găsim una acum. Dar ce înseamnă acest report by exception? Adică nodurile, liniile, PLC-ul, raportează în sistem, raportează către server, către broker, numai prin trimiterea de update-uri de date către serverul care stochează aceste date. Da? Astfel încât apoi datele pot fi consumate. Nu are rost, conform report by exception, nu are rost să public date
dacă nimic nu s-a schimbat. Dacă starea unui element este 1 și dacă conexiunea este de încredere și confirmată, atunci nu am niciun motiv să cred că starea nu este în continuare 1. Nu are rost să fac un trafic de date și să am o lățime mare de bandă pentru a face acest trafic de date. Da? În continuu să verific cum e comunicația de profinet. Alo, sunt prezent, sunt treaz și toți ceilalți să discute cu mine. Da? Nu are acest motiv. O altă calitate și ultima, la fel, nu i-am găsit o traducere, este lightweight and stateful. Ce înseamnă lightweight? E ușor, adică protocolul trebuie să fie simplu. Da? Telegramele trebuie să aibă lungimi cât mai mici. Nu pot avea niște telegrame mari care să-mi ocupe o lungime de bandă mare. Dacă vreți să vizualizați acest lucru, cam cât de importantă e, imaginați-vă că vă aflați într-o intersecție. În intersecția respectivă deja a intrat un autotren, ca să fie mai vizibilă imaginea, a intrat un autotren de 50 de metri, da? Asta fiind o telegramă transmisă, să zic, de către un PLC, către un server, și în timpul ăsta, în intersecție, vine o mașină de poliție. Da? Un Volkswagen în acela micuț cu alarmele pornite și vrea să treacă. Indiferent că e mașină de poliție, indiferent că are prioritate, până nu trece autotrenul de intersecție, el nu poate să meargă mai departe. Deci, din principiul ăsta, am nevoie ca telegramele să fie micuțe. Acum, dacă ar fi să aleg un protocol OPC-Way și în arhitectura rețelei voastre introduceți un soft de Wireshark prin care monitorizați telegramele, o să puteți observa că telegramele prin OPC-Way sunt foarte mari, sunt lungi, sunt extrem de complexe, ceea ce îngreunează foarte mult rețeaua. Un efect negativ este jitter. Iar o experiență negativă care am avut-o, care o am de mai bine de un an de zile, în perindelele mele pe la clienți și încercând să le arăt soluții de monitorizare și diagnoză, sunt, hai să zicem, nu că n-am găsit, dar sunt extrem de puțini clienții care fac analiza calității și rețelei industriale. Gen jitter, gen netload, încărcarea rețelei și așa mai departe. Bun. Deci spuneam că lightweight înseamnă ca telegrama, payload-ul, datele să fie cât mai mici, iar stateful este definiția la stateful este capabilitatea serverul și clienții să știe întotdeauna cu cine sunt conectați și când sunt conectați. Ok, cele mai utilizate protocoale le aveți puse pe ecran. O să vi le spun în ordinea în care sunt preferate de către integratorii de Industrial Internet of Things. Sunt protocoale de la HTTP, protocoale de MQTT, urmate de protocoale de QoAP sau MQP și, din păcate, destul de puțin protocoalele OPC-Way. Bun, haideți să intrăm un pic în detalii și să vedem acum, practic, primul protocol, protocolul MQP. Prescurtarea vine de la Advanced Message Queuing Protocol. Este un protocol de publicare-abonare open. Chiar este open. Deci nu trebuie să fii membru al unui grupări, să plătești ca să fii membru al unui grupări, ca să poți să ai acces la specificațiile acestui protocol. Acest tip de protocol a fost dezvoltat de JP Morgan Chase din sectorul serviciilor financiare bancare. Da? Are o prezență largă în zona de IT, dar o prezență destul de limitată în industrie. Hai să vedem care ar fi cele mai mari beneficii al acestui protocol.
practic este modelul său robust de comunicație și poate garanta tranzacții finalizate, ceea ce, deși util, nu este întotdeauna cerut de aplicațiile de industrie Internet of Things. Principalele caracteristici ale protocolului sunt livrările rapide și garantate de mesaje, precum și fiabilitatea în recunoașterea mesajelor. Aceste calități, aceste abilități ajută la distribuirea mesajelor într-un mediu multiclient, da? Și face ca serverul să abordeze rapid niște cereruri urgente. Tot din același grup este și protocolul MQTT. Da? Denumirea vine de la Message Queuing Telemetry Transport. Este un protocol de publicare abonat la fel open, proiectat pentru SCADA și rețelele la distanță, a fost dezvoltat de IBM. A fost folosit pentru a monitoriza o conductă de petrol prin deșert, de a monitoriza presiunea și debitul, iar obiectivul a fost să avem un protocol care să fie cu o lățime de bandă mică, ușor ca o telegramă ușoară și să utilizeze puțin energia bateriei, fiindcă semnalele sau valorile venite de la senzori erau transmise prin satelit la server. Acum, MQTT, ce trebuie să știți, este că MQTT este aprobat ISO și oferă un consum redus de energie și o distribuție eficientă a datelor prin intermediul sistemului său de pachete minimizate. Asta îl face pe acest protocol să fie o opțiune excelentă pentru aplicațiile mobile de Industrial Internet of Things. Da? Multe platforme de Industrial Internet of Things acceptă HTTP și MQTT ca primele două protocoale de intrare pentru date. Utilizați acest protocol atunci când lățimea de bandă este la un nivel premium și vă cunoașteți infrastructura. În general, MQTT este proiectat pentru a fi folosit pe multe dispozitive mici, să zicem, relativ neinteligente, care să trimită mesaje mici pe rețele cu lățimi de bandă redusă. Dacă vreți, și nu e o părere numai personală, documentându-mă destul de mult pe baza acestor protocoale de Industrial Internet of Things, în general, integratorii de astfel de soluții recunosc un provider de echipament ca fiind gata să furnizeze soluții pentru concepte de Industrial 4.0 și Industrial Internet of Things dacă dispozitivele lui acceptă astfel de protocoale, MQTT și MQP. Dacă dispozitivele furnizate de producători acceptă aceste două protocoale, atunci, într-adevăr, compania respectivă, produsele companiei respective sunt gata să fie integrate. Aici n-am decât să fiu mândru că compania la care lucrez are un dispozitiv, o să vedem mai încolo, un IoT Gateway, care acceptă astfel de protocoale. Da? Astea sunt, în general, soluțiile agreate de marea majoritate a integratorilor. Ca o paranteză, inclusiv Siemens, seriile 1200 și 1500 ale PLC-ului, acceptă standardele MQTT. Hai să mergem și la arhicunoscutul sau arhipromovatul în Europa, OPC-UA. Da? OPC-UA este standardul de generație următoare de la Foundation OPC a protocolului OPC-DA. Da? Este bine cunoscut în spațiu industrial și oferă o interfață standard pentru a comunica cu PLC-ul. Acest protocol OPC-UA este un protocol client-server semi-open. Vă spuneam de ce, trebuie să, ca să integrez standardele, trebuie să fiu membru al OPC Foundation și să plătesc pentru a fi membru. Nu e o cotizație ca la Deezer sau Spotify, o cotizație ceva mai mare. Da? Spuneam că este un protocol semi-open și are o bază largă de instalare în spațiu industrial.
Bun. Hai să vedem care ar fi cele mai importante caracteristici sau de ce contează. Pentru moment, utilizați acest protocol atunci când aveți nevoie pentru a obține date din PLC-uri și senzori în soluții existente de SCADA și MES. OPC-UE este un standard industrial pentru împachetarea datelor. Foarte puțină lume știu că OPC-UE este un standard de împachetare a datelor industriale și nu un standard de comunicație. Atenție! Este un standard care îmi spune cum ar trebui să îmi fie împachetate datele. Sau altfel spus, definește care este structura tagului, care sunt parametrii cheie, ce trebuie inclus în pachetul de date sau frecvența cu care, cu care trebuie să trag aceste date. Da? Este o soluție bună pentru legarea datelor provenite de la senzorii de câmp și PLC-uri. În aplicații industriale existente, de tip SCADA sau MES, în cazul în care există conectivitatea OPC și OPC-UE. OPC-UE este un protocol nou în spațiu de IT. Cu toate acestea, unii oameni din IT sunt intimidați de complexitatea protocolului în comparație cu protocoalele de IT. O mare parte din această complexitate este rezultatul faptului că OPC-UE este un protocol industrial, dar această percepție, să zic, a dus la adoptarea lentă de către platformele Industrial Internet of Things și comunitatea open source. Acum, ca să fim complet fair play cu acest tip de protocol, spuneam că este un protocol client-server, iar integratorii de soluții industrie IT preferă protocoale publicare abonat. Datorită acestui motiv și datorită avantajelor metodei de comunicare publicare abonat, anul trecut, de fapt în 2017, OPC-UE a înființat un grup de lucru, astfel încât în 2018 a publicat în standardul lor, este partea 14 a standardului OPC-UE, un standard în ceea ce privește comunicarea pe publisher, pe publicare abonat, publisher subscribe, în care este definit modul cum pot să comunic cu OPC-UE ca client-server în modalitatea de publisher-subscribe. Este așa, mă scapi în partea dreaptă cu mâna din partea stângă. E ok, am vrut să fac această menționare ca să fim fair play în afirmații. HTTP. Spuneam că această soluție, prescurtarea vine de la Hypertext Transfer Protocol, este un protocol client-server omniprezent în IT și web și este soluția primordială aleasă de către integratorii de Industrial Internet of Things. Acum, deoarece există nenumărate instrumente open source care utilizează HTTP și pentru fiecare limbaj de programare avem biblioteci HTTP, acesta este foarte, foarte accesibil. În cele mai multe cazuri, acest standard este construit în jurul JavaScript Object Notation, prescurtarea de la JSON, și în jurul restului, care este Representation State Transfer, susținut de, în general, de cele mai multe instrumente și de limbaje de programare. Acum, de ce contează? Păi, industria are o anumită experiență în utilizarea HTTP-ului pentru configurarea dispozitivelor și a produselor. Dar puține platforme industriale o fac. Acest lucru se va schimba sau se vede că se schimbă pe măsură ce tot mai multe gateway-uri și PLC-uri începe să adauge suport nativ pentru HTTP. Utilizați HTTP-ul pentru a trimite bucăți de date, cum ar fi citire de temperatură de un minut la fiecare oră, nu pentru a transmite date de mare viteză, fiindcă are o problemă cu
viteza datelor mai mică de 100 de milisecunde. COAP, protocol de aplicare constrânsă, de aici vine abrevierea, el a fost creat de Internet Engineer Task Force pentru a asigura interoperabilitatea cu HTTP. Este similar cu HTTP, dar utilizează comunicații de tip UDP, multicast în loc de TCP/IP. Dacă vă mai amintiți, dacă vă mai amintiți de webinarul de data trecută, colegul meu a explicat care este diferența între TCP/IP și UDP. Aș vrea să o menționez acum. TCP-ul oferă aplicațiilor o modalitate de a livra și de a primi un flux ordonat și verificat de erori de pachete de informații pe rețea. În schimb, UDP-ul sau User Data Grant Protocol este utilizat de aplicații pentru a furniza fluxuri de informații mai rapid. Adică ce fac? În loc să verific telegramele și eu ca server să mă asigur că mesajul a fost primit, arunc din pachetul meu, din datele mele, acele verificări de mesaj. Astfel încât pachetul este mai mic, pachetul de date, telegrama este mai mică, dar și viteza este crescută. Ca să înțelegeți mai bine, un exemplu în care folosesc UDP-ul este în transmisiile live și jocurile online. Da? Când am transmis un cadru către transmisie online de, să zicem, de fotbal, mă interesează să știu că a fost primit fără erori și cum trebuie. Din acest motiv s-ar putea ca imaginea să nu fie de cea mai bună calitate. Da? Nu mă interesează lucrul ăsta. Mă interesează să am viteza astfel încât să primiți un flux rapid de informații. Atunci când configurați un hardware sau software de rețea, este clar că trebuie să știți diferența dintre TCP/IP și UDP. Dacă am transmit în rețea un mesaj de eroare care trebuie să-mi oprească mașina, atunci trebuie să fiu sigur că acest mesaj a ajuns la destinație și că destinatorul mi-a zis da, l-am primit, totul este ok. Dacă utilizam UDP-ul, atunci nici nu m-a interesat dacă a ajuns la destinație și sau s-a pierdut pe drum. Asta e mai simplu ca să înțelegeți metodologia din TCP/IP și UDP. Protocolul COAP simplifică antetul HTTP și reduce dimensiunea fiecărei solicitări. COAP-ul este utilizat în dispozitive bazate pe dispozitive de margine sau acele edge devices. Da? Este al treilea protocol acceptat după platformele de HTTP și MQTT. Da? M-a luat gura pe dinainte și le-am spus mai multe în ceea ce privește de ce este important. Haideți să vedem și ultimul tip de protocol, Data Distribution Service. Este un protocol iar publicare-abonare, deci vedeți că modalitatea asta de transmitere publicare-abonare, publisher-subscribe, este cu precădere soluția aleasă. Este un protocol axat pe comunicarea de la marginea rețelei. Amintiți-vă desenul meu cu nivelurile, cu stiva de automatizări, unde am împărțit acea piramidă în trei niveluri, IT, Industrial IT și Operational Technology. Între Operational Technology și Industrial Internet, Industrial Tehnologie Informației Industriale, IIT, aici asta este margine, asta este granița. Și atunci dispozitivele se numesc dispozitive de margine, de edge. Poate ca să înțelegeți conceptul ăsta de edge, iar vă dau o explicare ca să, nu știu, să fie mai ușor de înțeles. În dezvoltarea telefonelor mobile, în inserarea părții de securitate, de amprentă sau recunoaștere facială, ideea inițială a fost ca, sau ideea de bază în astfel de securități este că senzorul care îmi citește amprentă este într-un loc, iar datele despre amprentă este pus într-un server care de obicei este în altă locație. Plecând de la această idee, era imposibil ca pe telefon să pui un server de amprentă, iar datele de amprentă ale tale să fie duse într-un server, să zicem, al lui Apple. Da? De ce? Fiindcă odată e o problemă destul de sensibilă a securității datelor, de a păstra astfel de date,
Iar al doilea lucru este faptul că dacă rețeaua mea de telefonie era slabă, mă trezeam că nu pot să mă conectez la telefon, fiindcă nu se face interogarea cu serverul. Din acest motiv s-au dezvoltat aceste microprocesoare, aceste edge device-uri care s-au pus în telefon și preia din puterea de calculație a lui serverul și duse în telefon. Edge computing, să mai numesc ca direcție. Bun. Am spus că este Data Distribution Service. Haideți să vedem de ce contează. Practic, acest tip de protocol elimină necesitatea gestionării centralizate a rețelei și de asemenea face ca DDS-ul să fie un protocol mai rapid, ajungând la rezoluții de milisecunde. De ce am nevoie de acest lucru, viteze mai mari a telegramelor? Păi se pune problema atunci când vreți să sincronizați două axe electrice. Da? Când vreți să sincronizați două motoare sau două axe electrice, atunci nu puteți să sincronizați la viteze de transmitere a datelor, hai să zicem, de ordinul a 10-20 de milisecunde. Da? Trebuie să vă duceți mai jos. Dacă mă duc la protocolul industrial la Profinet, trebuie să merg pe asynchronous real-time. Da? Nu pot să merg pe Profinet real-time. Ok, atenție! Deși aveți o viteză mare, nu știu dacă mesajul transmis ajunge la destinație. Bun. Spuneam acum că ideea cu Industrial Internet of Things este de a lua toate aceste lucruri, de a le duce într-o singură locație, unde orice consumator să poată lua decizii din el la orice timp, în orice moment și atunci când are nevoie de ele. Toate bune și frumoase, dar ce se întâmplă cu dispozitivele mele mai vechi? Le arunc? Am nevoie de o retehnologizare? Pentru acest lucru este nevoie de gateway. Am pus aici un gateway dezvoltat de Festo. Este un proiect început cu o companie care de o lună a devenit partener, e parte din grupul Festo Resolut. Și aici puteți să vedeți, vă spuneam la un moment dat, integratorii văd dacă soluțiile ofertate de un furnizor, cum ar fi în cazul nostru Festo, sunt gata pentru Industrial 4.0 în funcție de tipul de protocol folosit pentru transmiterea datelor mai departe, către ERP sau către cloud. În cazul de față vedeți AMQP, dar are și suport MQTT și inclusiv suport OPC UA. Da? Deci, gateway-ul dezvoltat de Festo va descoperi automat dispozitivele Festo dintr-o rețea Ethernet. Acum, împreună cu un controller Festo și o bibliotecă de monitorizare a condițiilor, putem filtra și colecta datele interesante și le putem transmite în cloud-ul nostru folosind un protocol standard. MQP or MQTT sau OPC UA cu partea 14 ca să meargă pe protocol publicare abonat. Toate acestea au un avantaj de a reduce datele, astfel încât costurile pentru traficul de rețea sunt optimizate. Acum, la fel ca mai înainte cu un slide, spuneam de acel concept de computing edge. Iar cu această soluție dezvoltată de Festo, putem să conectăm dispozitive vechi, dispozitive de generație veche, într-o rețea Industrial Internet of Things, folosind acest IoT Gateway. IoT Gateway care fie poate duce datele într-un broker, într-un server intermediar, la care server se abonează MIS-ul, ERP-ul și cloud-ul, fie direct aici în zona de cloud. De cloud. Ok. Uite că am ajuns la partea de final, m-am lungit destul de mult, dar este greu să exprim noțiunile de bază într-un timp foarte, foarte scurt și din propria mea experiență am căutat să văd, să optimizez informația astfel încât să vă fie mai ușor în a avea informația asta undeva ușor de accesat. Da? Deci spuneam că am ajuns la partea de final a acestui webinar. Și la sfârșitul seriei de webinarii pe tema comunicațiilor industriale. Acum, în zilele ce vor urma, o să primiți un link cu înregistrarea video, dar și cu prezentarea acestui webinar.
Și tot în acea zonă, în zona de link, dacă căutați, o să vedeți că veți găsi toată seria de webinaruri pe tema comunicațiilor industriale. Astfel încât o puteți să o reapelați atunci când considerați necesar. Vă rog, întrebări, nu ezitați să-mi puneți. De asemenea, nu uitați, am pus acolo, poate mai bine, pe data de 28 mai, bazele pneumatice, tratarea aerului comprimat, asta este tematica, nu ezitați, webinar gratuit, vă rog, nu ezitați să puneți întrebări. Poate, acum, seria aceasta de webinare a avut o medie de peste 100 de persoane și poate ne gândim, poate luăm în calcul să facem un eventual sezon 2, da? ca la Netflix. Acum, vă rog să ne dați sugestii despre ce anume doriți să punctăm în aceste webinarii și să ne urmăriți pe paginile de socializare Festo România, Festo Didactic România, pe LinkedIn, dar și pe festo.ro sau festo-didactic.com. Da? În ceea ce privește soluții de bune practici, am insistat pe tematică fiindcă, din păcate, toată lumea crede că robotizarea este Industrial 4.0, da? Și ați văzut că nu, fiindcă dacă pun un robot în linia de producție, am o comunicație deschisă, am un open loop, da? N-am un closed loop, astfel încât nu pot să optimizez procesul dacă nu am conexiune directă cu MES și ERP. Aveți microfoane deschise și puteți să puneți întrebări. Chiar vă rog, nu ezitați. Este un moment bun. Da? Eu să mai rămân prezent, aștept întrebările voastre dacă sunt chiar punctuale, putem să discutăm chiar dacă vreți despre OPC UA, dacă anumite lucruri vă interesează. Inițial, tot citind, am constatat că nu este cel mai bun. Ok. Citeam întrebările să văd dacă pot să răspund la una. Găsesc ceva. Stați prin unde radio, Lucian îmi spunea ceva. Da, cred că se referea la integrarea lor. Soluția este tot așa ca dispozitivele să fie cu protocol open și a să aibă MQTT sau MQP, dacă nu, atunci IoT Gateway. Ok, văd că sunteți destul de timiți. Vă mulțumesc încă o dată, vă rog nu uitați, bazele pneumatice, tratarea aerului comprimat în 28 mai. Mulțumesc încă o dată, o zi bună vă doresc la toată lumea. O zi bună.